Dani a transmis un mesaj pe antena Play pentru prietena lui Andreea și pentru sora lui Alexandra. A spus așa: am intrat în panică, mi-am dat seama că mai este o zi doar până la aniversarea noastră și nu am ce ne trebuie. Așa că are nevoie de 30 de baloane cu heliu, așa și să fie albe, 10 baloane din acelea lungi, cu care Dani vrea să facă 2 fluturi mari. Și a mai cerut 30 de metri de instalație de lumini albe, tot așa că vrea să facă ceva wow. Și Vlad este cel care îl va ajuta cu organizatul, pentru că zicea că el este designerul de ocazie. Împreună vor pregăti surpriza pentru Diana. Mai vroia o șampanie de calitate și un tort în formă de fluture, ceva mare. Asta am înțeles că am mai cerut și anterior. Și spunea că vrea să iasă ceva mișto rău de tot, să fie o surpriză pe măsură, ca să o facă pe Diana să uite de momentul greu prin care au trecut în ultimele zile. Bun, cam acestea au fost cerințele lui Dani. Ați văzut că Diana deja a primit încă de ieri un colet mare din partea susținătorilor, cred, cu tot felul de surprize, baloane și alte lucruri pentru a-i pregăti o surpriză lui Dani de aniversarea lor, care va fi peste o zi. Asta înseamnă pe 24, 25, cam așa. Nu mai știu exact data.